Bună, dragii mei, o duminică minunată și binecuvântată, la fel ca inimile voastre. Sper că sunteți toți bine, acolo unde sunteți. Vă pup și vă îmbrățișez și vă doresc numai bine, dragii mei. Am intrat astăzi pentru voi, aici, din nou. Mâine pregătim cositorul, în seara asta pregătesc rugăciunile speciale pentru cositor, da? Și vă fac o purificare, de fapt un descântec, dragii mei, de întoarcere a tuturor relelor, împotriva tuturor celor care fac rele, împotriva voastră, împotriva canalului meu, tuturor celor care atacă, să zicem așa, într-un mod sau altul, da? Este un descântec puternic, da? Dedicat Universului, a Domnului nostru Iisus Hristos și a tuturor îngerilor. Nu uitați mâine de cositor și acest descântec, bineînțeles, îl facem, da, să ne protejăm de răul și de intențiile rele a tuturor celor care vor să facă rău, da? Vor să atace, energetic vorbind, canalul meu, pe mine, pe voi, toți cei care vă uitați, da? Așa că noi ardem tămâie, dragii mei, acum, în momentul ăsta, ca să purificăm spațiul. Punem așa, dacă a căzut un pic. Stați să pun, ardem tămâie, fain frumos, pentru a îndepărta relele și ghinioanele și tot ce este rău căzut asupra noastră, făcut de persoane cunoscute, necunoscute, da? Care nu au ce face. Și, bineînțeles că aici este apă sfințită în castron, da? Și apă de la trei izvoare. Și eu voi începe, da? În numele Domnului nostru Iisus Hristos, acum, aici, în prezența voastră și în prezența mea și în prezența îngerilor luminii și în prezența Domnului nostru Iisus Hristos, descântăm această apă și îndepărtăm cu puterea focului, cu puterea apei, cu puterea pământului, cu puterea universului, din calea noastră, de pe canalul meu, de pe toți abonații mei, și de pe familiile voastre să se anuleze definitiv și să se îndepărteze din corpul, din casa noastră, din mintea noastră, din sporul nostru, din sălașul nostru, tot ce este rău căzut și toate atacurile venite din exterior de la alte persoane, cu puterea Dumnezeului Suprem, cu puterea Îngerilor Luminii, Mihail, Gabriel și Rafael, și cu puterea întregii armate de îngeri și, bineînțeles, a Îngerilor Păzitori. Și vom spune, da? Să ardă toate vrăjile, toate blestemele, toate magia neagră, ce să lășuiește asupra noastră, să ardă dușmanii, cum arde ceara lumânării, cum arde focul iadului, așa să se transforme în cenușă și pulbere toți aceia care descântă, blestemați, denigrați, care bat jocoriți, care bârfiți și care lucrați cu lucruri necurate și la locul lor împotriva mea, împotriva canalului meu, împotriva abonaților mei, pe capul vostru, pe inima voastră, pe casa voastră, pe sporul vostru, pe fericirea voastră să se ducă răul. Farmecul, blestemul, descântecele zise de voi și de gura voastră să vă amuțească limba în gură ca la mort, să nu mai puteți vorbi, să vi se încleștească mâinile ca la mort, să nu mai puteți lucra, să rămâneți intuiți și amortiți ca o stană de piatră. Nu pentru o zi, nu pentru două și pentru toată viața. Iar focul iadului să vă mistuie definitiv toate descântecele, toată magia, toate blestemele, toate legăturile și tot răul care voi îl faceți contra mea și a canalului meu și abonaților mei și pe capul și pe inima voastră și pe sporul vostru și pe vapta voastră să cadă și să vă ardă focul, mâinile și gura. Așa, eu nu descânt apa, eu o trimit și o îndrept către toți cei care lucrați, da? Împotriva mea, împotriva abonaților mei, împotriva sporului nostru și a fericirii noastre. Și acum, în acest moment, trimit făcăturile, aruncăturile, trimisăturile, toate gândurile rele, toate gândurile negre să se ducă, să
pele tot rău acum aici și pentru totdeauna, să se ducă toate vrăjile pe care ni le fac dușmanii noștri, să se ducă înapoi la ei și nimic să se prefacă și să se întoarcă totul pe capul lor, pe inima lor, pe sporul lor, pe destinul lor, pe fericirea lor, pe familia lor, pe drag celeste ochilor lor, să rămână pustiți și pribegiți și de nimeni ajutați, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața. Da? Așa să se întâmple. Și orice legătură și orice tip de farmec, ia uitați, vedeți că se prinde, că s-o stins lumânarea, vedeți? Orice legătură, orice tip de farmec care este căzut asupra noastră, asupra abonaților mei, asupra familiilor lor și asupra voastră, celor care lucrați cu lucruri necurate, eu vă garantez că se va întâmpla și se va întoarce totul împotriva voastră, așa cum s-a stins această lumânare, așa să vi se stingă vouă farmecul, blestemul, răul și toate energiile negative care voi le faceți contra noastră, contra canalului meu, contra abonaților mei, contra mea. Așa cum această lumânare este stinsă, așa să se stingă farmecele și blestemele și tot răul care voi l-ați făcut. Să cădeți la fund ca o piatră grea și toate greutățile și toate necazurile să cadă asupra voastră. Și orice farmec, cu orice tip de magie neagră, cu orice tip de putere, cu orice tip de vrajă, să se nimicească și de azi încolo să nu mai aibă putere să ne facă niciun rău, nici mie, nici abonaților mei, niciun tip de vrajă, niciun tip de blestem, niciun tip de magie. Vedeți, toate cad, este clar că se prinde, da? Lumânarea s-a stins, bețișorul din santal s-a căzut, deci este clar că se va prinde, vine semne, da? Așa că toți cei care lucrează, asta vor păți. Pe numele vostru, pe viața voastră, pe casa voastră, pe sufletele voastre, să nu mai aveți putere să mai faceți nimic asupra noastră, să ne și să cadă tot răul asupra voastră, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, în numele lui Mihail, Gavril, Rafael, în numele Îngerilor Luminii și în numele armatei de îngeri care lucrează pe protecție, tot rău care voi l-ați făcut, care îl faceți, să rămână țintuit pe loc, să fie stins cum se stinge această lumânare, să cădeți ca bolovanul în fundul apei, să nu mai aveți putere să lucrați și nici să blestemați. Eu acum aici am rupt definitiv, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața, toate farmecele, toate descântecele, toate deocriurile și blestemele, toată magia neagră și tot ce a fost trimis asupra noastră de vrăjmași știuți și neștiuți, și să vă moară toate acțiunile voastre, cu mortul este mort în cimitir, așa să vă moară vouă toate acțiunile și toate farmecele și toate mâinile voastre să fie legate, toate gurile voastre să fie țintuite, să cădeți ca bolovanii la fundul apei și să vă stingeți cum s-a stins această lumânare luată din Sfânta Biserică, așa să vă stingeți voi și să se stingă toate farmecele voastre care voi le-ați făcut și care le faceți și care trimiteți argintul viu, care trimiteți în corpul și în inima oamenilor, da? Cu puterea Sfintei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos și cu puterea Îngerilor Mihail, Gavril și Rafael și a întregului univers să se ducă tot răul și să plece acum în acest moment. Din casa voastră, din familia voastră, din inimile noastre, în primul rând, din viețile noastre, din sporul nostru, da? Să se întoarcă înapoi la destinatar. Unde ajunge această apă, acolo să ajungă și spiritele închise, să nu mai se întoarcă niciodată în casele noastre, în inimile noastre, în familiile noastre. Unde va ajunge această apă, acolo să ajungă și farmecele voastre, și spiritele voastre, și demonii voștri, și să nu se mai întoarcă niciodată la noi. Unde va ajunge această apă, acolo să ajungă și spiritele voastre, și demonii voștri, și lucrările voastre, și blestemele voastre, și să nu se mai întoarcă niciodată la noi, da?
Să se dezlege toate făcăturile și toate spurcăturile și toate deochiurile și tot răul și tot datul și tot faptul și tot spurcatul și tot ce ați trimis și tot ce blestemați și tot ce lucrați, să se dezlege acum, aici, în momentul ăsta, cu puterea Universului, cu puterea creației, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos și a îngerilor noștri păzitori, și să se întoarcă înapoi pe capul vostru, pe viața voastră, pe inima voastră, pe destinul vostru, pe familia voastră, pe gurile voastre spurcate și pe mâinile voastre pătate. Să se întoarcă tot răul înapoi, acum, aici și definitiv. Cer anularea și dezlegarea de toate farmecele ce au fost făcute peste seminția noastră până la noua generație, și cer anularea lor definitivă și întoarcerea lor definitivă de pe pământ și din mormânt unde au fost lucrate împotriva tuturor vrăjitoarelor și fermecătoarelor și descântătoarelor care lucrează rău împotriva mea, abonaților mei și a canalului meu. Și vă îndepărtez de noi definitiv acum aici și pentru totdeauna, nu pentru o zi, nu pentru două și pentru toată viața. Voi toți dușmanilor văzuți și nevăzuți care lucrați și faceți rău prin bârfe, prin denigrări, prin blesteme, prin farmece, fie ca această lumânare cum este stinsă să vi se stingă vouă lucrările voastre, cum piatra este căzută la fundul apei, așa să fiți voi căzuți și să nu mai puteți să faceți nimic. Un cuțitul ăsta de argint taie, așa vă tai eu acum vouă tot răul, tot farmecul, tot blestemul care voi l-a lucrat. Nu tai apa și tai relele, făcăturile, spurcăturile și farmecele care voi le trimiteți asupra noastră, asupra canalului meu, asupra abonaților mei. Să se taie de la rădăcină tot răul. Cu puterea îngerilor luminii, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, cu puterea Universului. Ceea ce dai, aia primești înzecit, da? Să cadă înapoi tot rău pe inima voastră, pe dragostea voastră, pe familia voastră. Să cadă înapoi pe gurile voastre spurcate și pe mâinile voastre pătate cu care lucrați, nu pentru o zi, nu pentru două și pentru toată viața. Așa să fie asteria stera, asteria stera, asteria stera. Da? Iar eu această apă mă voi duce și o voi arunca în locuri pustii, să cadă înapoi răul împotriva tuturor celor care blasfemează, care fac rău, care denigrează canalul meu și mă denigrează pe mine și pe abonații mei, da? Și așa cum s-a stins această lumânare, o vedeți, așa să se stingă rău, farmecul și făcăturile și blestemăturile și tot ce faceți voi care sunteți, cum sunteți, cu puterea Universului, să vă ardă focul iadului și să vă transformați în cenușă și nimic să nu mai rămână de voi, da? Și de gurile voastre și de mâinile voastre, toți cei care lucrați și toți cei care faceți lucruri necurate împotriva canalului meu, împotriva abonaților mei, împotriva mea. Așa să fie, nu pentru o zi, nu pentru două și pentru toată viața. Pui, pui, pui.